Potrivit reprezentanților organizației de tineret al PNL Sălaj, Răzvan Silaghi a primit 2465 de voturi din totalul de 2591 exprimate. Președintele TNL Sălaj are 25 de ani și este membru al PNL din 2009. În urma alegerilor locale din 2012, Răzvan Silaghi a fost ales consilier local în Șimleu Silvaniei. Din conducerea Coatele va mai face parte și Cristian Hodiș, un tânăr liberal din Zalău. Clubul oamenilor de afaceri tineri liberali, Coatele, a fost înființat ca răspuns la necesitatea de susținere a tinerilor întreprinzători și antreprenori români. Activitatea oficială a Clubului oamenilor de afaceri tineri liberali a început în noiembrie 2011, data înființării și prima ședință oficială care a avut loc la Cluj-Napoca. Citez, prin membrii săi, Clubul oamenilor de afaceri tineri liberali se constituie într-o structură reprezentativă a mediului de afaceri din România, reunind experiențe și problematici economice diverse din domenii diverse. La ședințele clubului se dezbat proiecte de legi și hotărâri de guvern, în urma cărora se elaborează propuneri concrete pentru perfecționarea acestora. Se organizează întruniri comune cu reprezentanții administrației centrale. Permanent are loc schimbul informației comerciale, economic, prezentarea firmelor și mărfurilor, interacționarea între membrii clubului fiind o componentă importantă a activității noastre. Pentru membrii clubului și nu numai, se vor organiza întâlniri tematice și seminarii pentru a dezvolta cunoștințele tinerilor oameni de afaceri în domenii ca finanțe, bănci sau absorpția fondurilor europene, explică Răzvan Silaghi, președinte TNL Sălaj. Tot sâmbătă, în cadrul Congresului Național al TNL, Laura Istran a fost validată ca membru în Biroul Politic Național, iar Ionuț Crișan a devenit membru în Biroul Național al TNL Rural.